Florin și astăzi vom pregăti midii de mare neagră în sos de vin alb. Pentru o porție de midii vom avea nevoie de aproximativ 600 de grame de midii în copilie, neapărat să fie de mare neagră. La noi gătim doar midii de mare neagră. Avem nevoie de țelină verde, niște roșioare, roșișerii, usturoi, ulei de măsline, vin alb și câteva ierburi aromate, un pic de cimbrișor, un pic de busuioc. Acum avem nevoie să spălăm midile în apă foarte rece, în chiar 2-3 ape. În felul ăsta cade și nisipul pe la interior și mai are o algă. Alga aceasta trebuie trasă. Bun, după ce am spălat midile, avem nevoie de țelină verde tocată, nu foarte mărunt. După ce tocăm țelina, avem nevoie de usturoi, 3-4 căței, 3 căței ajung. Înainte îl zdrobim, facem tot mare. Bun, roșii sherry. Bun, 6 roșioare sunt suficiente. Și acum trecem la tigăi. Nevoie de ulei de măsline. Jur de 30 de mililitri. Punem la foc. Între timp o să toc și un pic de chives. Puțin de ardei iute, avem nevoie de o tentă ușoară de iuțeală. Stingem practic cu vin alb sec. Roșii sherry. Gustăm sosul. Mai trebuie sare. Și acum punem midiile. Midiile știm că sunt gata în momentul în care toate sunt deschise, carnea se trage. Pentru a se deschide sigur, avem nevoie și de un capac. 3 minute pe foc cu capac. Ele se vor deschide. Acum că ele s-au deschis, adăugăm chefsul tocat, mărunt, și așezăm în farfurie. Bun. Și sosul. Aici, practic, e tot gustul. Un pic de ulei de măsline deasupra. Acestea sunt midiile de mare neagră în sos de vin alb. Sunt șef Florin Ivan și vă doresc poftă bună!